Ia că am ajuns. Hai de mă, vină încoace. Vină încoace. Vină, să vezi ce ți-am pregătit. Să vezi ce ți-am pregătit. Băi, zi-mă că sunt mega curios. Ești gata? Ce? Băi, mi-am luat mașina de data asta. Am văzut. Nu mai dau jos, pot, dacă e vreo bicicletă sau ceva, tu mergi cu bicicleta și facem împotriva Toyota, știi ce zic? Nu, frate, astăzi ți-am pregătit altceva. Operațiunea mortu, nu știu, scris, e groasă, da, da. Ești nebun? M-am pregătit, mi-am luat bocancii de deșert. E remake, operațiunea mortu, partea a doua. Da? Partea 1 s-a filmat până anii 80, dacă nu mă înșel. Da. Nu, pardon, 70. Pe acolo nu contează, oricum erau mici ăștia care, adică nu erau mici, nu erau nimic. Hai să mergem. Haide. Mergi tu în față, că nu știu. Mergi adică... tu? Merg eu? Păi, haide, hai că merg eu, hai. Ești gata? Schije. Nu. Barcă. Nu. Schiuri. Nu. Tras cu colace. Nu. 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 Schiu fac. Nu. Nu? Trebuie să prindem monstru. Monstru? Da. Cine ești tu? Răscuit? Aha. Haide, da. Da. Ai ceva? Râmele echipament? Râmele sunt viața mea, știi cum le sugă așa și le bag în ac. Nu pun mâna pe așa ceva. Eu nu pun mâna, știi? Avem mămăligă. Avem mămăligă. Mămăliga e ok, eu și mănânc. Nu e panică. Hai să ne instalăm baza. Gata, mă, e prima dată, nu? E Virgil. Da. Ne folosim. Două secunde. Unu. Două. Unu. Doi. Două secunde. Trei. Patru. Cinci. Ție ți-a arătat cum se face, frate. Da, mă, stai așa, de asta o fac. Frică, mă lovește, ești nebun? Care două secunde, mă? 3 secunde. Hai 3 să fim. Hai, mă, frate, că eu nu mai strângem niciodată. Ba da, mă. Gata. Hai să mergem. Poate cade n-a. Așa, mă, gata, mă. Gata, mă, ești nebun, 2 secunde, mă. Îl dăm pe repede înainte. Da, da. Să nu cazi în apă, drept. N-am cum să cazi în apă, că de aici încolo. Să ieși, să uiți, să cazi în apă. Are bălă ciocan aici, fii atent că știu eu. Are, mă, ciocanel, nu știu ce are el în mașină. Știi de ce se numește operațiunea mortu? Că mortu are sculele? Ia uite-l. Ce aveți cu mine?
Ce să-ți explic? Deci ai patru la fel, în primul rând. Ca și cum ai luat patru Toyota la fel. Contează ce pui ca și montură, gen. Mele, gen. Da, și tu le lași aici și ele își fac treaba cum ar vezi că acum în 2020 undițele sunt automate. Nu? Au pilot automat, nu? Na, mă, să pun. Ți-ai zis că sunt automate? Au pilot automat, ești nevoie? Și telefon. Asta e pe bombă, adică o bilă de-aia mare. Cum mă ligă cu tot ce trebuie și acele băgate în ea, știi? Așa, ciuculez de acolo două, până da, fac să prinde fraierul. Sunt pe montură, de porumb. Sandwich de porumb. Boabă de porumb, boabă de porumb și un popau care să țină boabele deasupra. Bam. Și ea cu jos, așa. Astea două? Da. Și asta? Două. Tot pe bombă, ieșe. Deci ce vrei, mă, pe bombă sau pe porumb? Eu pe bombă, doar cu bombă. Eu, deci asta e a mea. Asta e a mea. Asta e a mea. Și a ta care e? Una cu bombă. Păi aia sau aia? Care e bomba mai bună? Ori ei, ori ridici. Mam. Și acum? Păi și mulinezi. Stai puțin, dar ăla rămâne acolo? Da, mă, da, n-ai treabă cu ăla. Ce fac acum asta? O ții de aici, uite așa. De aici, uite așa. De aici, nu? Așa, strâns așa și... Așa? Da. Vârful cât mai sus să n-a găsit ce e pe jos. Cocioc. Și poți să-i dau repede, adică nu? Adică golf 4. Asta e un talent? Să dai repede, să mulinezi repede un talent? Nu. Să nu dai cocioc. Întrebarea mea e alta, mă. La cât de lată e această baltă? De ce n-ai bani nevoie de lansetă? Dai pe mal, șmecherie să dai pe malul ăla. La 2 metri de mal. Atâta dai. Acolo e șmecherie, că nu poți să stai. La undiță care stai, mă, puțin. Acolo nu dă nimeni la pește. Acolo e liniște. Hai, mă, mulinează, mă. Da, mă, păi nu, m-am luat cu vorba. Obosit, mă. Dar nu, mă, eu mă gândeam că... Ia, ia. Cu cât? Acum mă, lași mai jos. Ai prins, mă. Mai jos, de văd. A, și am înțeles. A, ca să nu vin în mal aici, bă. Are un lumină, ai mort. E o tehnică, mă. S-a necat. Ia taci, mă. Asta e bombă, mă? Nu, asta e cu porumb. Asta e montură. Dar tot pe bază de bombă e. Ce fac acum? Care bombă? Nu, mă, stai, cum mă, eu dai, bă? Stai, mă, să-și facă treaba, ce nebunule, tu te pui și pui momeala acolo. Da, și faci nu, tu arunci. Pui tu, mă, eu arunc, mă, dar hai să arunc. Ce mai faci, faci ceva la el? Păi, un fir, așa? Tu nu pui momeala pe acolo, pui pe firul ăsta. Aha. Și aici, asta ce e? Asta e momeala, nu? Da. Și așa ți-o dă de la magazin, nu? Sau ai pus-o tu? Ăla e momitor, acolo vine, ăsta îți dă... Îi dă gustul. Da. Aperitiv! Îi arată ștoacă. Hați! Ce, vrei tu un aperitiv? Da, bam, ia du-te mai jos dacă vrei felul 2. Că e o șmecherie mai jos. Și hap! Nu? Gata, e simplu, mă, și cu pescuitul ăsta. Băi, la pește se vorbește încet. Suntem doar noi, am închiriat baltă. E asta, înfige ăsta în ea, pe mijloc, așa direct. Mână, ești, nu? Nu, înfige, mă, în mână. Ia. Ce fac, mă? Stai, mă, care o vârstă. Pe mijloc. Scuți-te mână, mă, încă mai greu. Are un... Bă, împinge, mă. Da, mă, împing, mă, mă. Invers, da? Ei, acum, iei și o bobă de porumb. Faci sandwich. Figurui. Asta ce e, rețeta ta sau știe toată lumea? Ei, toată lumea. Am crezut că arătăm și noi ceva interesant. Pe asta altă. E găurită deja. Asta am observat, zic, băi, ce, am zis, mamă, ce talent are mort. Hai să-ți arăt secretul, să-ți arăt secretul mort. Pizza, boss, da, a mâncat-o, pizza, nu mai da, mai e. E pizza cu pește? Trage la șmița. Păi merge, mă, pește cu brânză. Mă, Dobrescu, le dă-te în spate un pic. Dar te-ai dat cu parfum, n-ai, adică ai dat mai în spate. Eu nu pot să cred. Astea mai în spate, așa. Eu nu pot să cred. Asta. Ce fac? Nu pot să cred că mi-arăți o șmecherie, cum astea se transformă și ajung pe ața aia, ești nebun? Da. Eu nu cred. Agăța aia, nu? Easy, easy. Gata, așa am agățat. Aici. N-ai văzut-o pe asta. Eu nu pot să cred. Băi, vino mă în coadă. Deci fii atent, am agățat ața. Are un cârliguț mic acolo. Se numește fir. Asta. Fir. Fir de păr. Așa. Și aici trage astea și... Uți. Ești magician. Și acum fac așa, nu? Bă, dă-te în operația! Păi, sunt doctor! Sunt chirurg! Putem să facem orice, hai să punem țâțe! Desparte asta, că-s două. Hai, glumești, mă, să mor eu, nu? Hai, mă! Astea-s dalea, gen, a venit bibanul la pescuit, nu, hai să mă, pune... Nu. O să-l facă prostii. Îl pui acolo. Cum îl pun? Se numește opritor. Așa. Băi, și acum... Mi-ai ieșit? Nu! Hei, bagă-l iar. Și așa, gata, fix așa? Un ping de asta, da. Eu nu pot să cred că tu faci asta la pescuit. Da, te rog, împinge. Gata, da? Ei, și acum? Eu nu pot să cred. Alt opritor aici. Hâți. Uite așa. Dacă e prea lung firul, uite. Dacă e prea lung, îl mai rotești. Știi? Hâți. Îl dai o dată în jos, o dată în sus. N-aș face asta nici pe bani. Asta stă pe fund. Asta de aici stă deasupra. Uite așa asta, în apă. Și acum, ridică gălea ta, te rog.
aia de acolo și îl probăm. Să vedem cum stă. E cum stă? E, uite, vezi? Uite. Plutește. Da, stă în sus, gen. Nu e bine? Bă, e bine? Da. E perfect, bine. Mă, ești nebun. Da. Și ce fac acum? Uite, fii atent. Îi dau așa, îți arăt eu prima dată. Nu, eu arată tu de ultima dată, dă doar tu. Asta. Da, nu așa. Asta vine aici. Ești nebun la cap. Și când cum ții mâna așa pe el, e pe deget, ții așa firul. După aia dai piedica, așa. Dar dai mă lui. Ia, stai că trage. Ia. Asta e, nu e aia mea? Nu e mea. E a mea asta, mă. Du-te, mă, la bombă. Margine, mai pe aia. Ia, mă, ce-i fără? E primul mă? Ia ăla. Zi, mă, te țin, e mare. Cine ți-a aruncat-o pe aia, băi? Tu? Ia, ia ăsta, haide. Mulțumesc. Haide, mă, vină aici, să prindem. Îl pierzi 100%, îl pierzi. Și tu îl baci când scufunzi, gen. Îl scufun? Da. Îl pierzi 100%. Dar lasă-l la suprafață, ce crezi că moare? Vino mai aproape. Se neacă. Se neacă, mă? Ia că e Măricel, ia. Vezi că, și ce să fac? Îi dau un cap. Ce? Tu ai făcut mișto? L-am scăpat să mor, l-am scăpat. Ai făcut la mișto, i-ai dat drum. De ce i-ai dat drum, mă, că mă pregătise, mă, era mare, mă. Iar era. Nu l-ai văzut, dracu, s-a zbătut acolo. A tras ca animalul, a mâncat tot. Un metru, așa. Ce dracu, mă, păi, dar ce a făcut, mă, ne-a mâncat și bă, ăla opritorul. Căcate tu. A dus pe băgeasă. Hai, bă, arunci. Când arunci? Ce, s-a aruncat acum? Mi-a mai spart unul parbrizul la Cineva. Păi ăsta vrea, mă, frate, să... Hai, mă, mulinează, mă. Hai, mă, mulinez, mă. Mi-e și frică aici, mă. Hai, dă-i până mai sus. Atâta. Acum vrei să arunci? Da. Mă-s mașina sau ce? Nu, frate, mă, dau mai așa. Hai, mă, frate, zic cum arunc. Stai, mai trebuie un pic. Băi, haide, mă. Stai. Eu fig în spate, fii atent. Tu când ajungi în nivelul ăsta, îi faci un pic de balans. 1, 2, 3. Când ajungi sus, gen, dar da. Nu așa, da. Mai așa, îi dai drumul la deget. Și atunci, tu ce singur, direct. Da. Și dacă vezi că e prea mult, îi pui frână, tragi de fir. Ce, mă? Îl prinzi cu mâna. Tragi de fir. Intrapesă. Ce până îți tragi de fir, mă, băi, tâmpitul. Le vezi pe astea două? Da. Dai între ele. Dai între ele, da, am înțeles. Vezi copacul ăla, fix acolo dai. Deci vrei de aici așa? Da. Îi dau de primul? Da, mă, da. Sau vrei să mai fac eu balansul? Așa, lași pe spate. Băi, eu dau peste ăla, ești prost? Este copacul ăla, ești de vol la cap? Haide, bă. Ești sigur? Mai. Ei, te uiți în față, nu te uiți în spate. Uite așa. Pune-i blocantă două, trei ori și pum. Dai pe greu. Nu e bine. Hai, mă, lasă-mă că așa învăț. Da, am dat fix între undițele astea. Nu, e la la granița a fost. Trage asta și mulinez un pic. Ce să mulinez, că încurc sforii. Nu curge, mă, nimic. Când țin zâmbi, gata, atât. Domn, deci am stricat toate astea, le-am stricat aici. Am stricat pescuitul la toată balta. Asta o lăsăm aici și apoi o pui acolo. Ia, o pui singur. Singur o pun, fii atent. Băi, lasă-mă că am și niște emoții. Așa. Îți spun, fii atent. Mai înapoi. Firul cu ăsta. Așa. Și mulinez. Mulinez? Da. Mulinează până să întinde firul. Dă-i, dă-i. Gata. Acum vii și pui senzorul. Cum îl pun? Uite așa, în pătrană. Uite, îl vezi? Mai pus ăsta acolo, n-a pus-o nimeni. Deci stai așa, că nu înțeleg. Aici are două biluțe. Și face așa. Biluțele. Cum și cum e cu biluțele? Are și un fir aici. Da, mă, simplu. M-a mușcat un țânțar. Atât. Laser! Haide, mă, să mâncăm, să înceapă grătarul. Mai e una. Ce una mai am? Unde vrei să dau? Spre București sau spre Ploiești, încolo? Băi, ce frică mie. Păi stai, mă, frate. Ai dat asta? Bă, nu cu stânga, cu dreapta. Da, mă, stai. Așa, pe vârful de deget. Eu sunt cu focusul, băieți, îmi cer scuze. Până aici. Mă duc și eu mai departe. Gata? Mortule, de ce nu te-ai jucat, mă, cu el? Te duci acolo, nu de acolo. Vino aici. O tin spate și tragi direct. Tot. Îmi spun și ție, spre copac. Nu te uiți unde e. Da, mă, da. Faci de două, trei bani și... Țin degetul acolo, da? Și când, când e așa, îi dai drumul la deget. Când e așa. Cred că am dat drumul la deget de când am dat de aici, nu? Hai, băi, ești în focus? Bă, mai da, sunt în focus. Fă ceva. Dă-i în sus dacă-i de aia așa. Zici că dă cu topor. Da, mă, mai de sus, Marius. Bravo, băi, băiatul, i-a spart capul, vezi? Unde s-a dus? Ăla e pe mijloc, bravo, pe mine. Acolo. Trebuie de asta. Ești pescar, băi, tu ai talent? Da, bă, am mai făcut mă. El știe, mă, că a copilărit aici, ești nebun? Da, pe baltă. Băi, trebuie să ține minte care undița cui e, bă, frate.
Asta e a mea, mă, asta care prinde. A mea e asta din margine, am zis. Aici, așa, acum vine și pune semn. Da, ia, ia, m-a dat-o direct în curs. Ia, ia vezi, ia vezi. Am auzat în mașină dacă... Aia mea, vezi că aia mea face haos. Stai, 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 nu face nebunie. Băi, oprește-te. Hai, zi așa, ce setup ai tu aici? Cât, e, cât valorează o lansetă? Pentru pasionați. Bă, nu știu să spun așa, că tot schimbi. De bine, știi? Zi-mi așa, că una de începător și una de mediu, că avansat știu astea deja. Astea sunt cam de începător. Am avut de... De profi, dar le-am dat, okay. Le-am luat pe astea. Astea să zic că sunt vreo 1500 de lei, toate, cu senzor, cu tot. Toate patru? Cu senzor, patru bucăți. Patru bucăți cu gută, cu tot. 1500 de lei. Împărțit la patru, vine vreo 300 și ceva de lei. Pentru că știau că e nevoie de bani. Și asta e de începător, nu? Deci o lansetă de începător e între 300 și 400, 500 de lei. De începător e 30 de lei, dar... Pune scaunele, frate. Nici un caraj nu trebuie. Bine, de începător așa, ca noi. Oh, da. E piața mare la asta. Bine, hai. Da, hai să aducem alea de mașină. Sunt lumina de la Osram. Vreau să filmez și să vezi, să vadă oamenii câtă lumină facem cu două LED. Deci una asta, mică, și una... Asta și vrei să aprinzi proiectoarele în față să vezi așa un pic? Haide să-ți arăt. Hai. Doar să-ți arăt un pic. Doar de aici, nici nu mă urc în mașină. Fii atent. Fii atent. Să vedem dacă vedem pe băieții. Pun contactul. Fii atent. Asta e faza scurtă. Da? Da. Faza scurtă, da? Mhm. Sting faza scurtă și aprind proiectoarele. Și asta e faza scurtă. Da, o pată de culoare. Da, nu? Atât. Lumina care stă acoperită, băi. Dani. Îmi pare rău. Eu nu sunt... E lumina de la Osram care stă acoperită. Da, frate, te acolo. Cred, sunt de acord cu tine, dar eu în momentul acesta mă ocup de cameră. Ești operator? Nu știu dacă tu observi. Mă văd? Băi, cu o lumină pe față așa, cu niște încercare de focus. Dar ce? Trebuie să investim într-o... Ce să mai investim? Într-o pompă de-asta electrică? Nu e, mă! Cum? De ce mă înjurăm? Se lucrează... Ce? Gamba, aici, în zona... Vezi? Aici, aici e... Nu pot să fac focus, îmi pare rău. Aici e lucrătura. E, aici e. Hai, fă frumos acolo, stai. Să nu cadă în apă, băi, deci este foarte aproape de mal. Dacă e ceva, ții mâinile sus. Mai cred. Nu arată rău. Cred că e suficient. Ia, bagă-te acolo să te văd. Bă, dar cad în apă, mă, frate, fii atent ce zic eu. Am pus cortul prea... Ai ceva pe aici? Să vedem acolo. Ce, mami? Să uităm asta. Ia să văd eu cum șed. Ia văzut. Închide că te sun eu. A venit pregătit, mă, frate, mă. Aia lui Morto asta? Ăsta e biban. Și aici am pus două, trei broscuțe. Le-am prins aici, bă, erau fără permis de pescuit. Și le-am luat. Asta e captura? Da. Captura n-am putut să o arătăm la public. Vorba aia. Ia uite-mă. Și acolo? Facem timelapse cu ăla când se mișcă. Ia. Stai așa să văd. Ia, stai că vă pune lumina pe ea. Ei, l-a focat. Cormoranul. Ăla e băiat de treabă, ăla știe unde să dea la pește. Deci ai borsetuță. Am tot. Ai lampă. Ai lumină câtă vrei, dar trebuie și aia aprinsă. Trebuie să văd aici, nu? Bocanci. Tot, mă, sunt super echipat. Și faci o ceafă de porc la pește. Trebuie să băgăm. Ce? Unde sunt lanternuțele mele, mă? Unde eram lanternuțele? Bă, gudule! Unde sunt lanternuțele lui Mort? Ce-a putut asta? Ei! Ei! Morire remis rămânus. Nu are cum, ești nebun? Ai vine pregătit. O secundă și mi-a fost de ajuns.
Nu, frate, uite, nu, care mort aici. Inima mi-a pătruns. One hour later. Cortul rezistă. Băi, mi-am venit fără la sete. Fără mumeală. E ok, măi, e bine așa. Da. E bine că nu plouă. A pus mortul, oare... Mortule, ai pus mumeală? Aia din dreapta e a mea. Sau primă? Ușor, ușor, ieșim. A, rămas fără baterie. De ce asum, om jumate, a venit Bixul cu zonăci cu lapte. Și a rămas, și a rămas, nu știu unde. A rămas, da. Am plecat la intervenție la 1 jumate? Da. Ce bine să stăm în curte și de bun, să stăm țiplă. Cu zonac, lapte, n-am putut să ratez. Am și unde? Domnule, vă văd. Unde ne vezi, mă, frate? Prea multă lumină caldă, n-ai simțit și tu asta? Să fie tot așa, într-o armonie. Și când o să avem și proiectoarele alea în bară, să fiți. Frumos, nu, trebuie să întorc aici, să dau cu spatele, știi ce zic? Aha. Păi uite, uite mașina. Păi văd mașina, da. E ceva în dreapta acolo, nu pe nimeni? Nu. Să mă dau jos să te ghidez? Nu. Am venit la pescuit de BMW-uri. Aici nu știu, nu-mi dau seama. Cu punta asta? Acolo mi-e frică. Ești nebun? Da, frică. Am pus girofar, frate. De panatori. De unde aia? Și iau de nasă. Deci am încercat să... O iau în marginea aia, dar n-ajung acolo. Am aici... De la... Nu mă glumesc. Mă, că nu ai cadu, ce nu? Ce să am, mă, am, mă, frate, cu ce trebuie, am șufă. Murdăream șufa asta curată? Nu, mă, nu merit. Păi merit eu. BMW-ul, ești nebun, uite ce spui. Frumos. Ai grijă să nu murdărești. Aici trebuie să fie curat. Dar ți-mi trebuie la oare? Ai intrat la... Ce am dat să faci? Aici. Fundul, știi ce zic? Hai că mai e până se întinde. Mai e, mai e. Ușor, ușor, ușor. Acum se ridică. Hop. Da, ușor, să nu lui e să nu plece de cură. E întins asta. Intervenție la 2 noapte. Oh, a căzut aia. Ui, oprește. Oprește. Da. Famă. Așa, gata. Ușor că se întinde acum. Băi. Operațiunea Mortu s-a făcut, operațiunea Bixu s-a făcut. Băi, hai mă că ai... Ține un pic de șupă, sau mai fac. Să nu bag sub mașină. Da. Ai frământat la cozona, ce e vorba? Gata, frate. Este ora 8 dimineața. Toată lumea este pe odihnă. Eu cel puțin am adormit pe la vreo 2 jumate, 3 dacă nu așa.
mergem să facem o inspecție să vedem ce capturi au fost peste noapte la acești pescari profesioniști care au rezistat cu brio și au stat treji non-stop, cum se poate vedea. Clar, clar, a prins, de nu s-a mai putut. Este rupt, a tras peștele toată noaptea, 100%. A și plouat, a fost frumos. Băieții sunt acolo, dorm și ei. Ia uite, ce se poate vedea. A mâncat, peștele a mâncat. Da. Ce mai avem aici? Capturile. Aici sunt armele de foc. Iar capturile sunt astea. Se va trezi 100% și va spune că a pierdut vreo 4-5 azi noapte. Mare rău de tot. Da. 100%. Atât relatări adevărate de la pescuit. Doar noi putem să facem. Restul sunt povești. Povești pescărești. Am trezit să văd capturile băieților de peste noapte. Ce capturi, mă? Am stat până la 3 jumate. A piuit aia, degeaba piuit. Frumos la pescuit, nu? Ați prins mult azi noapte? N-am prins nimic. Ai prins un somn, dacă nu mergea. Bun, somnul bun. Într-o parte așa, m-a trezit mortul. Stai, noi să mutăm mașina. Mut-o tu, am zis că cădem în apă. Asta a fost experiența. La pescuit am prins exact cât prindeți și voi când vă duceți la pescuit. A fost până pusă masa. Haide, domnule, să mergem să facem. A fost egalitate, 0-0 cu Marius. Am aruncat și el undița. Eu am stat noaptea mai târziu, am auzit alarmele alea, bip, 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 bip. Degeaba, nimic, nicio chestie. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți idei de experiențe noi pe care să le încercăm, noi am vrea, de exemplu, să mergem la rafting să facem o competiție, dar poate aveți idei noi și, cine știe, vă treziți cu noi prin curțile voastre, vorba aia. Dacă v-a plăcut, vi s-a părut interesant sau cel puțin amuzant, share, like și subscribe. E simplu. Ah, și am uitat. Mulțumim partenerilor.